Scopul principal al acțiunii a fost încurajarea și sprijinirea activităților cu caracter sportiv la nivelul grădinițelor și antrenarea preșcolarilor în concursuri și competiții organizate în colaborare cu elevii liceului. Obiectivele fiind formarea și dezvoltarea unor relații de cooperare și prietenie, participarea activă a preșcolarilor la activități sportive, cultivarea spiritului de echipă, respectarea regulilor în cadrul probelor de concurs și atragerea efectivă a elevilor liceului în organizarea activităților extrașcolare. Anul acesta am reunit 15 echipe din 10 grădinițe Târgu Mureșene, un număr de 150 de preșcolari. Unii dintre cei prezenți în concursul nostru vor fi elevii liceului cu program sportiv. Este un festival dedicat copilăriei, mișcării, sportului, pentru că acesta este profilul liceului nostru. Tematica aleasă de organizator pentru acest an a fost dor de primăvară, iar concurenții s-au ocupat să transmită acest mesaj prin jocuri, dans sportiv, dans modern, balet și gimnastică sportivă. În program au fost incluse și momente speciale precum demonstrații sportive de gimnastică artistică. Porțile liceului cu program sportiv SAS Adalbert Târgu Mureș sunt deschise tuturor celor care doresc să îmbine sportul cu activitatea educativă de calitate, în această perioadă desfășurându-se înscrierile copiilor în clasa pregătitoare și clasa 1 pentru anul școlar 2015-2016.